Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4. Mă bucur tare mult pentru că ați urmărit episodul de ieri. Așa că pentru episodul de astăzi m-am decis să mai trecem prin Get Famous, pentru că și aici aveam multe lucruri de făcut. Spre exemplu, noi în momentul de față mai avem bradul care trebuie scos de pe aici. Dacă n-am mai jucat cu el de la Crăciunul trecut, vă dați seama ce... Na. Că n-am apucat să le șterg și chestii de genul acesta. Însă noi rămăsesem aici cu personajul nostru să facă și el 3 steluțe. Sta să mă uit eu pe unde. Și bineînțeles, dacă vă place acest clip și mai vreți în continuare episoade cu Sims 4, nu uitați să dați și voi un like acestui clip, aștept și comentariile voastre. Și în această seară, posibil să fac un live, să fiți atenți pe Facebook-ul meu. Acolo veți afla toate informațiile, adică pe Life of Sims oficial. Găsiți linkul pe canalul meu. Așa. Și văd că ne zice aici Host a meet and greet. Așa, social tab, choose plan, social event, start event. Ba, putem să facem chestia. Bă, dar e 12 noaptea, mă. Cu toate că am putea să facem un eveniment micuț aici la noi. Că și așa, ia stai să vedem. Deci momentan nu avem absolut nimic. Ideea ar fi ca să luăm totuși o masă, ceva de cocktail, că dacă vine lumea la noi, să aibă măcar ce servi, nu? Nu putem să-i lăsăm așa să plece cu burta goală de la noi, dar ideea e ca să și găsesc eu chestiile astea. Pe unde naiba le găsei? Uite, hai să punem și noi o chestie de asta, poate totuși să o îndura careva să uite și asta o punem aici. Dar unde e masa aia de party? Că eu chiar nu... cred că la bar aici. Yep. Dar uite-mă, stai că mut ăsta, că să rămână locuri libere acolo. Așa, și mutăm asta frumos aici. Hai că au loc pe aici, să treacă. Și hai să punem noi... Bă, fii atent că nu cred că e nici aici. Dar stai că puneai direct pe măsuța asta mâncărurile. Ok, mergem frumos aici și punem și noi fontania asta cu ciochilată și aici serve all. Hai, vino repede. Hai, vrei, unde ești? Și trebuie să punem și pe asta ceva. Restock. Era tare ca acum să fi gândit în așa fel încât, bă, dacă trece pe aici să pună direct în asta și după aia nu să se ducă la asta și după aia tot așa. Dar, na, asta e. Deci ideea e că pentru asta trebuie să facem aici un eveniment. Meet and greet, social event. Unde naiba era social eventul ăsta? Sper să-l găsesc. Așa, check followers. Unde este că am trecut pe lângă? Plan a social event. Așa, tăticule, ha. Încercăm să ajungem și noi cât mai sus, na. Rewards for unstoppable fame. Așa, sper. Meet. Fun, meet and greet. Serios. Păi ce fac eu? Aduc pe ăștia la mine în casă. Celebrity ne avem pe noi. Fan. Uite, o avem pe asta. L-aducem pe ăsta, pe ăsta. Ceva domnișoare mai avem pe aici. Uite, și pe Mizuki o aducem. Putem să... Hai să fie cu mai puține persoane. Angajăm și un barman. Dăm frumos aici. Dar uite bă că puteam să-i duc direct la bar, mă. Păi așa facem, îi ducem direct la bar, că n-are rost să stăm cu noi aici. Bă, dar ceva mai nightclub? Unde naiba e asta? Dar pare drăguț așa. Nightclub. Bă, hai să-i ducem aici. Hai să ne ducem și noi să vedem ce partizan facem aici, adică o întâlnire cu fanii noștri. Cu toate că o să ne dea pe toți acum, exact când ajunge ăsta, ajung și ceilalți, dar na, asta e ce să facem. Așteptăm să se încarce și vedem exact cum funcționează. Nici ăsta n-am reușit să-l duc la 5 stele, așa că asta îmi doresc, adică să-l fac și pe ăsta cum trebuie. Bănuiesc că nici voi n-ați ajuns toți la 5 stele și ați văzut cum e gen să fii super faimos. Așa.
puțin zgomot de fundal, n-avem nici... Aolo, fix aici m-am nimerit, mă, în zona asta. Hello, guys! Haideți! Avem și DJ-ul frumos aici. Vă rog, sunteți invitații mei. Așa. Hai să întrebăm pe asta dacă vrea un autograf. Sper să ne facem de râs doar. Că suntem și noi totuși cât de cât importanți, dar sper să nu vină vreo altă vedetă. A, perfect, draga mea. Așa, draga mea. Ce putem? Thanks for coming. Trebuie să le dăm la toți pe aici, că așa e frumos. Thanks for coming. Că ați venit... Ok. Fricăjenei. Așa. Bă, dar vă că au venit, trebuia frumos petrecere doar cu... Control panel, set volume, medium, low. Nu de alta dai prea tare. Hai să vedem dacă mai vrea cineva un autograf dintre doamnele noastre de aici. Bă, da, unde ne va neapărea la cus? Ok, deci suntem exact la... la foarte puțin. A, ce îmi place chestia asta să dau autografe. Așa, hai, ia. Yeah. Asta cred că nu vrea. Sau nu i-am dat. Ia uite și pe ăsta, vai de cap. Hai, vină încoa, poate dăm pe aici. Așa. Make it rain. Oho. Luați băneți, frații mei, că de-aia v-am adus aici. Așa, dragii mei. Asta înseamnă să fiu adevărată vedetă. Dă cu banul. Ia uite, mâncă. Ia uite, bă, ce aprinde banul imediat. Băi, băi, vino, mă, încoa, unde te duci? Vrei să te speli acum? Rachel, nu putem pentru că este deja într-o relație. Fan. Uite aici un fan. Nu putem să ne sărutăm. Hai să dăm și mai departe. Cu plăcere, draga noastră. Hai să vedem. Asta nu vrea, mă, autograf? Hai să-i dăm ăsta, ia. Dar ce e ăsta flirty? Băi, trebuie să facem și un dans aici. Dar înainte de toate, o să dăm un Insta story de ăsta, cum s-ar spune. Bă, bă, ce ai, mă? Stai cu minte. Așa, în club cu fanii. Perfect. Așa. Update și ăsta. Oho, hai că avem ceva, încă 12 followers. Dar fi și la YouTube așa de ușor să faci o poză să iei 12 abonați, ar fi perfect. Ok. Bă, dacă ți-am aici Sherrick Simon. Cu cine? Cu ăsta. Asta e fun. Hai, mă, să-ți dau și ție un thanks for coming și să... N-avem, mă, chestia să-i dăm și lui ăsta un autograf, că e fanul nostru, totuși. Observ că nu. Ce-a stă cum s-a terminat muzica? Ei, hai, restaf, imediat. Asta. Îl punem frumos aici. Ok. Ce? A, chat. Credeam că zice cheating. Eu uzi, mă, ce vorbesc eu? Alu, asta parcă i-am dat unul deja, friendly. Cu toate că n-ar trebui să ne împrietenim chiar cu toți, că, na, nu prea e frumos. Thanks for coming, asta cu asta ne cam iubim. Dar nu putem să-i dăm chestii de-astea, că e urât așa, știți? Hai să dăm aici, mai facem puțină faimă, poate luăm și noi 3 steluțe. Deci foarte puțin ne mai trebuie până la 3. Ia să vedem. Ha.
Asta chiar e actor, actor. Hai, veni să vă arăt o demonstrație. Hai. Hai să vedem. Hai mai face la o dată sau stai. Ești de aici. Oh. Priviți, vă rog, asta e doar o scenă. Nimic real. Ăștia ne urmăresc, vă? Ia uite, stai mă să nu o mormă. Hai mă, uitați-vă aici, băi, băi. Perfect. Așa, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ia uite, bă. Băi, ești nebun. Ia uite mă cum să fac bani. Gata, tăticule, îți dau imediat autograful. Stai. Te rog frumos, e urât să cazi așa. Așa. Gata, gata. Așa. Poți să mulțumești mai târziu. Cu toate că ar fi trebuit să fac și cu asta o chestie de asta să... musical scene. Hai să vedem. Hai. Vă mai arăt unul că v-a plăcut. Ia uite cum fac eu bănetul. Ha. Bă, dar ce înseamnă? A, venit aia. Love Day. Avem și ziua îndrăgostiților chiar. Bă, dar cred că face level 3 cam greu. Da, e ceva lume. Fan cumva? Gata, draga mea, imediat te servesc. Hai, aruncați cu banii, vă rog. Aruncați cu banii. Băi, 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 eu am vrut să-ți dau un autograf, mă, tu ce faci? Ia. Yeah. O, primesc un cadou. Trebuie să-i dau și eu asta. Perfect. Ia. Yeah. Hai, chiar e entertaining. Mamă, trebuia să-i... Uite, hai să-i dăm înapoi floarea lui asta. Și după aia lui asta să-i dăm autograf. Mamă, deci vă dați seama dacă la 2 stele face așa, pe la 3 stele cred că leșină ăștia toți. Bă, lasă-mă cu chat-ul. Stai pe ea toaleta, ce să-i mai fac acum? Ha. Deci are good reputation, adică e chiar ok. A, romantic spirit asta, nu știu ce să zic, passionate kiss, tare mie că apar prin vreo revistă, da. Și cu producătoarea, că asta e producătoarea. Așa. Perfect. Hai, hai, hai. De autograful ăsta. Gata, l-am scos și pe ăsta. Cineva aici? A, uite ăsta, cred că e fanul meu. A? Da, e fanul meu. Trebuie să-i dau un autograf. Las-o mă pe asta. Deci asta nu trebuia să o chem. Că îmi strică tot. Toată treaba aici. Goodbye. Perfect. Oh, reward. A, pe ce mă, am luat... A, nu cred că e... Cred că reward-ul a fost ok. Perfect. Așa. Băi, deci am făcut și chestia asta. Hai, vino încoa, vino încoa. Vino încoa, drăguța mea. Opa, ăsta e vampir. Și lua asta un autograf. Și lua asta un autograf. Uite, bă, leșina vampirul, mă. Da, când le dau autograful ăsta, nu le crește aici. Uite, încă unul. Da, vă că le apare doar... Hai. Ia uite cum a plecat ăla. Aia cred că nu voia, de fapt. Uite, încă unul care mi-e tot fan. Și aici încă unul. Hai că suntem acum, dacă m-ați prins aici, măcar să vă dau așa câte un autograf, să fie totul bine.
Cred că face 3 steluțe doar când va merge la o altă reprezentație de asta. Mă gândesc eu. Ok, gata, te-am scos și pe tine. Așa. Hai, ultimul, gata, nu mai dau. Hai, hai, hai. Bă, dar ce naiba vin toți acum? A, dar-i crește reputația. Contează că-i crește reputația. Las că-i bine. Gata, dragilor, cam atâta. Nu le mai dau niciun autograf. Și cam aici se încheie și episodul nostru. Sper că v-a plăcut acest episod. În următorul o să încerc să fac și chestia asta, ca să trecem mai departe, să vedem exact ce se întâmplă. Așa că dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați în continuare la canalul meu. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!